Românii de rând decontează costul crizei politice, leul se depreciază accentuat față de euro, iar asta înseamnă facturi și chirii mai mari. Aceste scumpiri vin la pachet cu majorările la utilități, dar și la alimente. Cezar Ascutar ne aduce toate cifrele relevante pentru acest val de scumpiri. Cezar. Slăbiciunea leului este adâncită de criza politică. Euro este tot mai aproape de pragul de 5 lei la cotația oficială a BNR. Pe 4 ianuarie, la începutul anului, euro era cotat la 4,86 lei. Acum a ajuns la 4,94 lei. Deprecierea monedei naționale în raport cu euro ne afectează pe toți. Asta pentru că prețurile utilităților, spre exemplu, sau facturile la telefonie mobilă sunt în euro. O persoană care are de achitat o factură de telefonie mobilă de 20 lei de euro va plăti aproape 99 de lei. Cu 2 lei mai mult decât plătea la începutul anului. O persoană care are de achitat 300 de euro lunar pentru chirie plătea pe 4 ianuarie 1458 lei, acum va scoate din buzunar încă 24 de lei. Tarifele pentru curent și gaze au crescut cu 23, respectiv 20% din decembrie până în iulie. Prețurile au crescut în toată lumea, iar noi nu puteam face o excepție. O explicație este redresarea economică rapidă și creșterea prețurilor energiei și gazelor pe bursă. Scumpirea certificatelor de CO2 este o altă cauză. Dar ce e mai rău încă nu a venit. La gaze se anunță scumpiri din toamnă. Vor fi afectați cei cărora le expiră contractele și trebuie să semneze unele noi, dar și românii care au semnat contracte cu preț variabil. Rata anuală a inflației a urcat la 5% în iulie acestui an, de la 3,9% în luna iunie. Atunci, BNR anunța scumpiri pentru prețuri de produse alimentare, precum brânza, peștele și pâinea. INSE anunță mâine inflația pe august, iar așteptările specialiștilor sunt că inflația va fi peste cea din iulie. Majorarea prețurilor la energie și creșterea prețului la combustibil din ultima perioadă ar putea aduce creșteri ale prețurilor alimentelor cu 8-10% în maximum 3 luni, potrivit Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Sindalimenta. Este posibil ca prețul cărnii de porc și al pâinii să crească cu aproape un sfert, iar produsele lactate să se scumpească cu 15%. Scumpirile ar veni și din cauza măsurilor de protecție luate în pandemie, care au ridicat prețurile materiei prime în lume.